Descoperire șocantă în Galați. Peste 50 de tone de brânză expirată de 4 ani erau depozitate la o societate comercială. Inspectorii sanitari veterinari au găsit marfa și au trimis-o direct la incinerat. Proprietarii unei societăți comerciale din Galați nu s-au gândit nicio clipă că pun în pericol sănătatea consumatorilor și au oferit spre vânzare brânză expirată încă din anul 2012. Inspectorii de SVSA au confiscat marfa și după ce au recoltat probe de laborator, au distrus întreaga cantitate de brânză. Proprietarii firmei s-au ales cu o amendă de 32.000 de lei, iar depozitul a fost închis pe durata cercetărilor.